Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Când I was young, eram reporter parlamentar. Și bun, a trecut ceva timp de atunci, dar pe cuvântul meu e prima dată când aud de știrea asta. N-am auzit niciodată și nici nu mi-aș fi imaginat că se poate. Există plagiat parlamentar. Dacă nu știați, plagiat parlamentar, ce înseamnă? Adică se fură proiecte de lege între deputați și senatori. Adică practic se copiază proiectul depus de alți colegi de parlament și se depune în numele tău. Nu, serios? Adică la asta cu plagiezi o carte, da, o lucrare de diplomă, sunt mii, îți dai seama, și ai speranța că nu te vede nimeni. Asta acolo. Dar și când e și vorba știu de un proiect, adică furi și te duci în fața lui și îi spui, fii atent ce idee am. Hai, votează! Ce tare! Da, bravo. Și ce se întâmplă cu originalul? Prin diverse manevre și proceduri regulamentare, acela este blocat. S-au înfundat pe cine știe ce, prin cine știe ce comisii, s-au trădit de amicii de la o comisie. Jurnaliștii de la publicația Fanatic.ro au descoperit mai puțin de 3 cazuri de fur de proiect de lege într-un singur an. Deci în luna asta, la începutul lunii, un grup de deputați liberal din Brașov a depus un proiect de lege care prevede includerea orașului Codlea pe lista localităților unde este permisă pensionarea anticipată cu 2 ani fără penalizare, din cauza poluării din perioada comunistă. Mai sunt proiecte de lege care privesc pensionări sau diverse avantaje pentru oamenii din anumite localități care au suferit puternic în vremea comunismului din cauza poluării. Deci asta se întâmpla pe 9 noiembrie. După numai 5 zile, un proiect de lege identic a fost înregistrat la Senat, având ca autor alți doi parlamentari din același județ, dar PSD. Zice, senatorul PNL Mihai Veștea declară pentru publicația Fanatic.ro, zice, să vedem ce vor să facă, să le comasăm sau să vedem ce se întâmplă. Omul complet derutat, autorul celui de-al doilea proiect, Marius Tonchină, zice că a cerut să revenim cu un telefon, le-a zis reporterul, ai revenit, după care n-a mai răspuns. Logic. Acum, șmecherie e că proiectul PSD-știlor ar putea trece mai ușor, deoarece Comisia de Muncă din Cameră, care trebuie să-și dea avizul obligatoriu, da, e controlată de PSD. Și acolo, evident, ar putea fi trântit proiectul liberalilor. Deci, ghiți cine se va lăuda la locuitorii din Codlea cu succesul dacă se adoptă. A, ați văzut ce am făcut pentru voi? Da, nu, că nu înțelegeam care e miza. Adică asta e miza. Miza, da, da, da. Asta e miza. Alt caz, luna trecută, președintele PSD, Marcel Ciolacu, însuși domnul Marcel, și cu ministrul Gabriela Firea de la familie, Țărună, doamna Firea, da, au depus la Parlament un proiect prin care, pe listele, privind reprezentarea de gen, adică pe listele de candidați la alegerile locale, să fie cel puțin 30% femei. Uh-huh. Și alte prevederi, dar asta este una dintre cele importante. Da, uh-huh. Asta luna trecută. Dar un proiect asemănător, care impune cote de gen la alegerile locale, a fost inițiat de liberala Alina Gorghiu. Asta a fost deja adoptat la Senat, dar e blocat la Camera Deputaților. Cine e șef la Camera Deputaților? Marcel Ciolacu. Domnul Ciolacu. Să trăiți. Cum, băiatule? Alt caz. În ianuarie, doamna Șoșoacă, senator independent acum, a înregistrat un proiect de lege prin care cere reintroducerea în codul penal a infracțiunii de subminare a economiei naționale. Asta este o infracțiune inventată în vremea stalinismului în URSS. Îi trimiteau un gulag chestia asta. Formulările din proiectul lui Șoșoacă reiau cuvânt cu cuvânt o prevedere din proiectul de lege a suveranității, care este un proiect inițiat de avocatul Dan Chitic, unul dintre liderii mișcării antivacciniste, și este o inițiativă legislativă cetățenească. Că dacă strângi nu știu câte semnături, poți să te duci în Parlament. Deci este practic la furat de la antivacciniști, sau mă rog, s-a inspirat, ca să nu zicem că l-a furat. Doamna Șoșoacă a copiat și în expunerea de motive a legii. Eu cred că antivacciniștii l-au dat de bunăvoie, doamne Șoșoacă. Da, da, uite, din același... în expunerea de motive a legii este copiată după un proiect asemănător care fusese promovat în legislatura 2012-2016 de către fostul deputat PSD Ninel Pea. Eu știu cine câștigă următoarele alegeri cu ocazia acestei știri. Doamna Șercan, dacă intră pe listele, da, unui partid, duce partidul, da, mult de tot. Mamă, câtă treabă ar avea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.